Regele internațional al romilor, Dorin Cioabă, vrea 1 milion de euro de la medicii turci care l-au operat pe tatăl lui Florin Cioabă. Dorin îi acuză de malpraxis și a angajat deja avocați americani care să-i câștige procesul. Colega mea, Daniela Fărcaș, are mai multe informații. Bună ziua, Daniela, Dorin Cioabă are și dovezi? Bun găsit, ei bine, avocații americani care l-ar fi contactat pe Dorin Cioabă ar fi strâns deja dovezi și documente prin care ar putea să dovedească faptul că la mijloc a fost vorba despre un caz de malpraxis. În plus, familia Cioabă ar fi fost și asigurată de faptul că există șanse extrem de mari să câștige procesul. Regele internațional al romilor mai spune că firma va suporta toate taxele și celelalte cheltuieli legate de proces, iar la final banii vor fi deduși din câștig. Pentru despăgubirile pe care le vrea, Dorin Cioabă se gândește la sume de 5-600 de mii, chiar și până la 1 milion de euro. Procesul mult așteptat va începe însă după semnarea contractului cu reprezentarea de reprezentare cu firma de avocatură din Statele Unite. Regele romilor însă, Daniel Cioabă, nu susține inițiativa fratelui său și spune că nu dorește să facă o afacere din moartea tatălui său. Daniela, mulțumim pentru